Domnule profesor Mihălțan, avem un subiect foarte la modă, din păcate, și anume poluarea de care ne bucurăm aici în București și probabil că și în restul țării. Cum stăm? Cât de rău stăm la acest capitol? Bucureștiul la un moment dat era poziționată a treia capitală din Europa ca poluare și nu cred că și-a schimbat poziția. Este o capitală care are zone extrem de poluante, în special în apropierea marilor intersecții, dar și în zonele care sunt și cochetează cu partea industrială a orașului, mult mai puțin acolo unde sunt parcurile mari, deci cartierele care beneficiază de suprafețe verzi sunt mai puțin poluante. Am putea bănui că relația între suprafața verde și poluare ar fi dată de faptul că suprafața verde acționează ca un burete, absoarbe din da, poluare? Da, este un plămân verde care, din păcate, nu l-avem la suprafața pe care ar trebui să o avem pentru așa o aglomerație urbană. Și în condițiile în care se construiește foarte mult, aceste suprafețe au scăzut comparativ cu modul în care s-a reușit să se complice și să se creeze o complexitate suplimentară a cartierelor cu mari blocuri și clădiri supradimensionate și în spații foarte înguste. În sensul care am ingerat, ca să zic așa, din spațiul verde în favoarea betonului? Sau? Da, întotdeauna s-a pierdut prin această modalitate de construcție, uneori anarhică, din plămânii verzi ai capitalei. Iar la nivel de Românie? Aici statisticile din 2017 până acum arată că întotdeauna suferința este în marile aglomerații urbane, adică Iași, de exemplu, chiar Brașov, Cluj, sunt și comune care au de multe ori în apropiere surse poluante, cum era Brăneștiul la un moment dat, care au această expunere. Dar este clar, pe lista a apărut și Timișoara, deci e destul de variată harta asta cu zonele poluante și cu consecințele pe care le au sigur asupra populației. Deci zonele intens locuite, cum ar fi orașele? Da, intens aglomerate, cu circulație și cu trafic care are o problemă pentru că știm că a crescut foarte mult numărul mașinilor, în special second hand, care sunt extrem de poluante și sigur că există și o discrepanță între modul în care sunt concepute bulevardele care au rămas aceleași în condițiile în care traficul rutier a crescut exponențial. Dar vorbim de zone aglomerate. Brăneștiul nu e așa de aglomerat. De ce era poluant? Sunt surse poluante în apropiere care se obțin din arderi, cum este și în jurul Bucureștiului. O sursă identificată destul de recent, aceste reziduri care sunt arse, sunt surse poluante. Deci Brăneștiul probabil că ardea ce? Anvelope sau ce se ardea acolo? Resturi? Cred că sunt mici întreprinderi care își rezolvă deșeurile. Deșeurile, da. În special să nu uităm și gropile de gunoi care au un potențial poluant foarte mare. Potențialul lor poluant e dat de faptul că se ridică de acolo elemente poluante sau că se dă foc? Și una și alta. Se ridică și pulberi și se degajă acele mirosuri care sunt alimentate de substanțe care se degajă în atmosferă, dar sunt sigur și arderile care uneori sunt necontrolate și care sunt inducătoare de factori poluanți. Am văzut că cei de la Garda de Mediu, dacă nu mă înșel, au cumpărat drone ca să identifice zonele. Da, e o idee foarte bună, doar că monitorizarea asta trebuie făcută 24 de ore în 24 pentru a fi eficace. Asta e adevărat, pentru că am văzut că la ore la care te aștepți ca poluarea să scadă, pentru că avem o corelație la urma urmei între ore, prezența soarelui și alte elemente, alte repere, pe care aș vrea să le discutăm astăzi, deși mergea către seară, creștea poluarea, probabil că veneau întreprinzătorii. Da, există sigur arderi care nu sunt controlate corespunzător și care nici nu își au rostul acolo, dar
care scapă controlelor, sigur. Ce aș vrea să și imagineze cei care se uită la noi acum este faptul că dacă iei o anvelopă, are câteva kilograme, nu știu câte chile poate să aibă o anvelopă, 5 chile, să spunem, 10 chile. Ea există fizic în fața ta. În momentul în care o arzi, de fapt, toată compoziția ei se transformă în energie, căldură, adică radiație termică și poluant. Deci probabil că o cantitate din masa ei se ridică în aer. E ca și când ai lua anvelopa aia, ai arunca-o în aer și ea dispare. Ea nu dispare, ea rămâne undeva. Sunt pulberi care scapă ochiului ca dimensiuni și care sigur că sunt ventilate și inhalate și se depozitează în special în periferie, în căile aeriene mici, în alveole. Ce rezultat poate avea chestiunea asta? Din punct de vedere respirator, la cantitatea de aer pe care o ventilăm, care nu este mică, aceste depoziții în timp creează patul pentru inflamație în căile aeriene, hipersecreție. Inflamație de unde? Inflamația, toate particulele acestea creează o reacție de apărare în organism. Reacția de apărare este și cu o componentă inflamatorie. Sunt aceste celule care reacționează în prima barieră de apărare, se cheamă macrofage, celule albe, ele secretă niște compuși care întrețin inflamația. Și omul poate simți, îl deranjează cumva această inflamație? La început, depinde foarte mult de cantitatea inhalată și de perioada de inhalare, în cât timp se produce. La început lucrurile nu sunt extrem de deranjante, pentru că organismul prin această barieră își ia niște măsuri de precauție. Dar cu cât crește depozitarea acestor particule, cu atât crește iritarea la nivelul arbolului bronșic. Există un alt mecanism care încearcă să degreveze căile respiratorii de secreție, pentru că hipersecreția este un alt mecanism de apărare. Secreți în exces și ai tuse, ai expectorație, încerci să te debarasezi de aceste pulberi. Acest mecanism ciliar care este la nivelul căilor aeriene are o mișcare precum holda de grâu când bate vântul și care încearcă să scoată din de profunzime la mare către particulele și să le elimine. Când există inflamație și hipersecreție și acest lucru este oarecum debordat de expunere, reacțiile acestea nu mai sunt corespunzătoare, nu mai este aceeași organizare în eliberarea de aceste secreții. Deci avem deja două mecanisme care încep să fie depășite. Următorul pas este o reacție a bronșii, a căii aeriene, care în loc să fie permisivă, devine, se obstruează. Permisivă pentru gaze. Pentru aerul pe care îl inhalăm, pentru oxigen, pentru schimburile ventilatorii. Da. Reacționează prin constricție și bronhospasm. Și asta explică de ce... pacienții care au o anumită predispoziție pentru o reacție în exces a acestor bronși încep să dezvolte. Fie o bronșită cronică, fie un nas, fie un enfizem, toate astea intră în categoria bolii obstructive respiratorii. Deci dacă stai în casă și zici că ești, nu stai în câmp sau într-o unitate industrială, de fapt la fel de bine poți primi sau inhala relaxat și liniștit poluanții, pentru că ei sunt peste tot, adică sunt... Dezavantajul acestor factori poluanți sunt mai puțin vizibil pentru ochi, au dimensiuni mult mai mici decât firul de păr, sunt de ordinul micronilor, deci noi în regimul nostru de aerisire a plămânilor, ca să zic așa, ventilăm o cantitate imensă de aer și practic filtrăm acești poluanți care se depun în funcție de dimensiuni, fie la nivelul căilor aeriene superioare, adică nas, gât, faringe, laringe, tracheie, sau se depun în căile aeriene mici, unde sunt bronșiolele, alveole, deci alte suprafețe care sunt și ele cu capacitate bună de depozitare. Deci ne modifică structura plămânului, mai simplu spus. Creează o pătură de iritanți. Și iritanții aceștia funcționează în timp, creând reacții în cascadă,
și care aduc foarte multe efecte ulterioare. Și acum discutăm despre poluanți cu componentă mecanică, dar sunt convins că există și poluanți chimici, gaze, combinații, molecule care ajung la nivel pulmonar. Adică când ardem ceva sau când vorbim de poluare, am văzut particule, nu? Da. De ordinul micronelor, deși câteodată vedem funingine. Eu am crescut foarte mulți ani de zile, am trăit în Valea Jiului și iarna la noi acolo nu era albă, era gri, pentru că aveam centrale pe cărbune. Da. La fel de bine poți să vezi și în ziua de azi, dar există și acești compuși volatili, să-i numim, nu? Da, sunt mulți la număr și aici. Amoniac, formaldehidă, acetaldehidă, sunt substanțe care sunt generate de multe ori din ardele de biomasă, cum le spunem noi, adică cărbune, lemn, în alte părți se folosesc paie, tărâțe, toate astea... Inclusiv lemnul ar putea elimina... Da, și lemnul elimină particule poluante și este una, o parte din arderile acestea realizate, mai ales în bucătăriile la țară, care au acele sisteme de pregătire a hranei care sunt deschise, practic, sunt surse de poluare casnică, poluare indoor, cum îi spunem noi, și care, sigur, expun mult mai mult persoanele de sex feminin și copiii care stau în bucătărie decât persoanele de sex masculin. Iar dacă să ne uităm la nivel macro, poluarea cea mai mare provine de la complexe industriale, auto, aici, vehicule pe stradă. Da, aici începe o altă discuție. Particulele diesel, de exemplu, care sunt generate în procesele de combustie, sunt cu efecte, toate efectele amintite anterior, dar în plus efecte cancerigene. Deci au un grad de risc de malignizare. Apoi sunt centralele, microcentralele bloc, au și ele o valențe de poluare. Există într-un apartament surse multe la număr. Dacă ne uităm de la mobilă, lacurile din mobilă, lemnul presat, sistemele de izolare pentru conducte, înainte se folosea foarte mult asbestul, se mai folosesc, ceea ce nu e o bucurie deloc, da, soluțiile dezinfectante și ele de obicei se folosesc dacă se depozitează, au un risc de asemenea de expunere, soluțiile de lustruire a mobilei. Sunt multe lucruri, de exemplu, în ceea ce folosim, carpete sau alte elemente acoperitoare, de izolare, care au riscurile acestea. Dar să nu uităm centralele, e o întreagă discuție cu microcentralele și sigur că dacă ne gândim la de unde și de când începe poluarea în lume, vreau să specific un singur lucru. Toate marile progrese, modernizarea vieții, simplificarea vieții, se face cu poluare. Și aici primul exemplu care îmi vine în minte este descoperirea frigiderului. Freonul este o sursă de poluare, în final. Încălzirea, metanul, este și el o sursă de poluare care, în efectul de seră, este prezent. Bine, aici ne bucurăm foarte mult de fermele de vaci, care sunt o componentă asta importantă. Asta e deja, da, sigur că agricultura își aduce contribuția și e o întreagă discuție legată de aceste carne de vită, prezența și creșterea acestor turme de flatulente. Vite. Da, extrem de flatulente și generatoare de surse, încurajarea efectului de seră care vine și de aici. Încălzirea globală, înțeleg că merge mână în mână sau are o sursă, are surse comune, cel puțin într-un oarecare procent, cu poluarea. Da, încălzirea globală este cea care întreține poluarea și la felul
la fel este întreținută de factorii poluanți. Da, e un feedback pozitiv aici. Da, plecăm de la efectul de seră, care în principal era un efect benefic pentru pământ, pentru că permitea menținerea unui grad de încălzire al pământului, dar plapuma care filtrează ultravioletele și aceste raze infraroșii este o plapumă prea groasă acum și ea este întreținută prin prezența dioxidului de carbon, a metanului, a ozonului și nu mai permite practic acea degajarea energiei termice, energiei termice este vizibil peste tot locul, o încălzire globală care aparent nu era îngrijorătoare, că era 0,5 grad, dar ritmul în care se merge în ultimul timp este cel îngrijorător și foarte vizibil la nivelul calotelor polare, pentru că se topesc aceste calote și crește și nivelul oceanului. Deci cel mai recent exemplu este dispariția unui lac imens de la unul din pol, care practic s-a prelins în ocean prin calota glacială. Deci e o dovadă în plus că avem de ce să ne temem din punct de vedere al relației. Și ne bucurăm acum de dezghețarea permafrostului, încălzirea lui și eliberarea cine știe ce de la, nu știu dacă acarien, dar tot felul de forme de viață. De aici începe un alt cerc vicios, pentru că încălzirea aceasta este cu alternanțe ale și cu scurtări de anotimpuri, dar cu alternanțe de temperaturi mari, alimentând aceste furtuni pe care le-am văzut destul de curând și la noi și în Europa, dar când se ventilează și se fac trecerile bruști de la o temperatură foarte mare la o temperatură mult mai mică, se mișcă în aceste pături și alergenii și bacteriile. Deci toate acestea sunt practic cu potențial de generarea unor infecții, a unor reacții ale organismului pe care înainte nu le aveam în condițiile unui climat stabil. Dacă tot vorbim de plămâni, din ce știu eu, de exemplu, formulele de vaccin antigripal în emisfera nordică și cea sudică sunt diferite și variază fiecare cu sezonul și păstrarea tulpinilor predominante într-o emisferă sau alta e condiționată de efectul ăsta, Coriolis, care o limitează cât de cât. Și asta, dar să nu uităm că și aici mai există ceva care ține de viața modernă, această circulație care este facilitată de pe un continent pe altul, care favorizează pandemii. Care a explicat și pandemia, care explică de multe ori și valul gripal și prezența unor virus care nu sunt în teritoriul respectiv. Și dar cu plimbarea de care ziceați, cu vânturile și cu furtunile, da, ajungem să omogenizăm, să nu mai avem bariere la nivel planetar de niciun fel, nici măcar între emisfere. Deci din punctul ăsta de vedere este clar că viața modernizată este inducătoare de schimbări de temperatură, încurajează efectul de seră și aduce o groază de beneficii între ghilimele pentru cei care locuiesc. Îndepărtându-ne de ce înseamnă natural, dovedim și arătăm că de fapt nu este neapărat compatibilă cu dezvoltarea pe termen lung sau cu nu e prietenoasă cu mediul dezvoltarea noastră. În niciun caz. Să nu uităm că mai sunt și alte surse generatoare de poluare. Aceste tăieri masive de păduri și aici vorbim de plămânii din România, dar să nu uităm că plămânul pe mapa mondului reprezintă Amazonia. Și în același timp am văzut un studiu european recent, pierderile de metan, scurgele de metan din forări, din rețelele care ar trebui să fie oarecum hermetizate în orașe. Există, bineînțeles, marile incendii, incendiile de pădure. Sunt care sunt din ce în ce mai dese. Care sunt și ele. Și deșertizarea. Deșertizarea este un fenomen îngrijorător. Care îl vedem și la noi, în sudul României, Brăila. Și care are o altă sursă la noi, tăierea acestor bariere verzi care existau, dispariția acestora, sigur că a încurajat această desertificare a
vizibilă. Ca să spun așa, nu mergem înspre bine și atunci ar trebui să facem două lucruri, unul la mână, la nivel macro. Să încercăm să gestionăm atitudinea noastră față de planetă și față de mediul în care trăim. Da, trebuie să gândim verde. Da. Ori gândirea... multe lume care nu crede în încălzirea globală. Da, sigur. Eu din păcate, subiectul de obicei așa, cu oarecare temere când vorbesc cu cineva. Din păcate, nu numai oamenii simpli nu gândesc verde. Nici Bolsonaro. Da, sunt multe decizii la nivel foarte înalt care sacrifică această strategie de control climatic în favoarea dezvoltării industriale, ceea ce pentru generațiile viitoare va fi o mare provocare. Găsesc pe Facebook un meme din acesta care zice că banii, da, zici că banii sunt importanți, dar ea încearcă să-ți ții respirația cât îți numeri banii. Vezi cât reziști. Da. Și mai e un lucru care e bine să-l menționăm, gaura de ozon. În fiecare perioadă apare această gaură de ozon la Polul Nord. E sigur că... Ne lăudam că am reușit să o reducem. O reducem pentru că am redus anumite... CFC-urile. Da, clorofluorocarbonul din spray-uri. Dar să nu uităm că spray-urile sunt sub foarte multe forme. Există inclusiv spray-ul pentru tratament. Spray-uri pentru tratament care aveau clorofluorocarbon. Deci nu vorbim numai de odorizante și de... Da. Deci din punctul ăsta de vedere, progresele sunt mici. Dar strategia, dacă nu se face la nivel mondial, nu vom avea rezultate rapide în timp și diminuările acestea de ale creșterii de temperatură nu vor fi foarte vizibile decât în zeci de ani. Am trecut de la 350 de părți per milion la dioxid de carbon, că acum trebuia să trecem de 402 ani, de 400 părți per milion, cred că ieri eram la 419, adică e un câștig incredibil de rapid, iar asta este un gaz de seră. Este un element galopant care a fost prognozat într-un alt ritm și care acum se dovedește că nu mai este practic. Deci intrăm în scenariul 5. Da, e un regim de urgență care impune niște măsuri chiar agresive de stopare a acestor evoluții nefaste, în care, după părerea mea, prima regie, mai ales pentru România, ar fi protecția pădurilor, crearea reîmpăduririlor, crearea acelor bariere verzi chiar în zonele foarte aglomerate. Există modalități de control al poluării în orașe care pleacă de la filtrele pentru marile industrii poluante și aici intră și marile centrale care fac încălzire pe apartamente, controlul microcentralelor de apartament, o altă sursă de poluare, apoi educarea populației pe zona de folosirea unor mijloace nepoluante, de la biciclete până la, sigur, și trotinete merg, dar nu sunt întotdeauna indicate într-un trafic intens, și să nu uităm folosirea energiei verde, care și ea poate să fie benefică, adică mai puțin arderile de surse care emit. Neregenerabile, da? Da? Iar, care sunt și neregenerabile și emit. Și trecerea la automobile pe energie electrică sau tranziția asta prin mașini hibrid. Mă face foarte fericit dialogul cu dumneavoastră și faptul că văd că totuși există această pătură științifică bine consolidată care gândește corect, gândește înspre binele planetei. Cum spuneați, ne uităm la președinți de state, să nu amintim pe cel care tocmai a fost președinte al Statelor Unite, care, sau Bolsonaro, da, care are în mâna lui Amazonia, care nu merg în direcția corectă. Da, din păcate nu au aplicat aceste lucruri. Nu le gândesc decât pentru generația lor, nu pentru generațiile care vin.
Dar ziceați ceva de faptul că există soluții, deci prin macro, ați amintit și despre filtrele care sunt impuse la nivel de centrale, termocentrale, mamuți industriali. Avem un filtru la capătul poluant, da? Da. Acest filtru îl putem extinde cumva de așa natură încât să beneficiem și de el, și noi de el, nu știu, acasă sau la birou. Ce soluție am avea? Sigur, intrăm într-o zonă care întotdeauna este conectată. Poluarea casnică, în primul rând, este legată și ea de poluarea industrială. Dacă deschidem geamul, deschidem ușa, într-o casă primim aerul de afară care vine la nivelul poluant pe care îl aveam și în momentul în care ieșeam din casă. De aici se impune utilizarea unor purificatoare de aer, de exemplu, sau unor filtre care să funcționeze și în casă protectiv pentru cel care își petrece foarte mult timp. Iar un paradox, noi avem senzația că stăm foarte mult în mediul din afara casei. De fapt, dacă adunăm orele de servici cu orele petrecute în casă, ești chiar indoor, cum s-ar spune. Da, da, suntem la eminamente, de fapt. 60-70% din timp ni-l petrecem în casă. Pentru că minim 8 ore ești acasă cu somnul, cu pregătirea de somn, cu trezitul. După care ai 8 ore de serviciu, 16 ore. Da. Ar mai fi 8 ore, dar nici pe aceea nu le petreci. De multe ori nu. Pentru că le petreci în mijloace de transport, da, exact, metrou. Exact. Deci tot timpul suntem într-un spațiu care suferă adesea prin deficiențe de ventilare, spații mici, înguste. Nu avem de multe ori nici metri cub de care avem nevoie pentru că se construiește fără a se mai respecta niște norme. Niște nevoi umane, da. Apartamentele, camerele sunt din ce în ce mai mici, mai înguste, ori acolo deja încep și alte tipuri de expuneri de factori poluanți din casă, cum este, de exemplu, radonul. Radonul care vine din sol are nevoie de un anumit grad de diminuare a expunerii prin metri cub pe care îi are camera respectivă. Sau radonul fiind un element care are componentă radioactivă. Da, și care ridică de multe ori problema apariției unui cancer pulmonar, de exemplu. Este unul din factorii cancerigeni.